31 martie a fost primul termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport. Târgu Mureșenii care au vrut să scape de dări aveau posibilitatea să le achite atât la ghișeu cât și pe internet, fără să stea la cozi interminabile. Cu toate acestea, unii au preferat să stea la rând, la ghișeul primăriei, chiar în ultima zi. De ce ați lăsat pe ultima zi totuși? Nu știu. Mai apar probleme. Veți achita integral? Mașina vreau să plătesc. Că n-am fost acasă. Mai înainte, adică de câteva zile am venit. Două zile. Și veți achita integral? Da. Important de știut este că taxele speciale nu au fost majorate. Este vorba de taxa de habitat care este pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție, care a rămas 13 lei. E taxa de curățenie primăvară-toamnă, care a rămas tot 17 lei. Și este taxa de modernizare, depozitarea și selectarea gunoiului, care este tot 12 lei ca și anul trecut. Dar din experiență știu că acele persoane fizice, în primul rând, care plătesc pe tot anul fiscal impozitele și taxe, impozitele locale, plătesc și taxele. E bine să fie plătite aceste taxe speciale odată cu restul, că altfel nu se uită că la sfârșitul anului a mai rămas 12, respectiv 13 lei. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat pentru anul 2015 ajustarea cu 2% a ratei inflației pe anul 2014 a taxelor și impozitelor. Cei care achită integral impozitele beneficiază de o reducere cu 10%. Următorul termen scadent pentru plata taxelor și impozitelor este 30 septembrie.